22 de unități școlare din învățământ din județul Neamț vor avea de la 1 septembrie noi directori. Numirile acestora s-au realizat în ședința Consiliului de Administrație Inspectoratului Școlar județean Neamț. În cadrul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar județean Neamț, din data de 16 august și din data de 29 august 2016, a fost avizată revocarea sau numirea în funcția de director, director adjunct, începând cu data de 1 septembrie 2016, a unui număr de 22 de persoane, director sau director adjunct, care majoritatea fie au solicitat ieșirea la pensie sau și-au înaintat demisia către conducerea inspectoratului școlar. Acestea fiind motivele, în cadrul ședinței s-au avizat cele 22 de propuneri. A mai fost un caz prin care a apărut o funcție de director adjunct ca urmare a transformării unei școli gimnaziale. Este vorba despre școala gimnazială Doljești. S-a transformat în structura școlii gimnaziale Gheorghe Pătrașcu, Buruienești, comuna Doljești. Director adjunct a fost numit pe doamna Negulai Elena Roxana. Foarte multe schimbări de directori plini sau adjuncți au avut loc la școlile din Roman și din zona. În zona municipiului Roman mai survin următoarele modificări. La liceul cu program sportiv, domnul Sandu Petru, după o carieră de excepție, a solicitat pensionarea și a fost numit în locul domniei sale director Popa Ioan. Domnul Popa Ioan a fost revocat din funcția de director adjunct, în locul acestuia fiind numită doamna Găină Judith ca director adjunct. Tot în Roma, la școala gimnazială Mihai Eminescu, domnul profesor Oatu Dumitru s-a pensionat. Dumnealui a fost înlocuit cu domnul profesor Lezeu Alexandru. Alte exemple din zona Roman, comuna Ion Creangă, la școala gimnazială în comuna Ion Creangă, doamna Prichici Elena s-a pensionat, în locul doamnei a fost numită doamna profesoară Tamaș Ana. De asemenea și aici dispare un post, postul de director adjunct. Schimbări de directori au survenit și la școlile din Barticești, Boghicea, Dulcești, Icușești și Bălușești. Gimnazială Barticești, comuna Botești, doamna Nichituș Gianina și-a dat demisia din funcția de director. În locul domniei sale a fost numit director, doamna Lucescu Viorica. La Boghicea, doamna Mihai Elena, de asemenea și-a înaintat demisia conducerii inspectoratului școlar, a fost numit director, domnul Mihai Eugen. La comuna Dulcești, o modificare, doamna Poparodica și-a înaintat demisia, a fost numit director domnul Turcanu Mihai Marinel. La comuna Icușești, școala gimnazială Bălușești, comuna Icușești, doamna Safte Adriana Mihaela și-a înaintat demisia, în locul domniei sale a fost numit director domnul Cimpoieșu Petru. Numirile de directori cu delegație sunt valabile maximum un an școlar sau până la ocuparea postului prin concurs. Numirea în funcția de director sau director adjunct se va face până la organizarea concursului, nu mai târziu însă de 31.08.2017. Această numire este valabilă dacă nu se organizează concurs un an școlar. Dacă se organizează concurs și cum sunt vești că ar putea fi organizate concursuri pentru directorii începând cu luna octombrie. Din momentul respectiv, funcția devine vacantă și poate fi scoasă la concurs. Conducerea inspectoratului școlar dă asigurări ferme că aceste numiri de directori plini sau adjuncți nu s-au făcut în niciun caz pe criterii politice, ci pe cele de competență profesională și capacitatea de bună relaționare cu administrațiile publice locale.